tare curios ce planuri are următoarea noastră invitată pentru Valentine's Day. Bine ai venit, Xonia! Xonia! Bine v-am găsit și ce surpriză plăcută să vă văd aici. Vă stă foarte bine ca... Da, social distancing. Te pupăm, distancing. Te pupăm. Hai că mă duc eu pe partea asta astăzi, să facem frumos. Ce bine stă așa cu două codițe. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Ce frumos, îmi place cum ai părul. Încercăm și noi ceva, altceva. Am avut o ședință foto și am experimentat puțin. Foarte frumos. Să știi că eu sunt fan Survivor. Mă uit la Survivor, te-am văzut, te-am urmărit. Mă bucur că ești fan. Și mi-a plăcut foarte mult că ai fost așa, foarte directă și... Noi ne știm de mulți ani de zile și mă gândesc că ți-a plăcut că m-ai văzut într-o altă în postură. Că nu știu dacă... Să știi de că... De fapt, stai să te întreb, m-ai fi văzut acolo la Survivor? Da, și văzut la Survivor și mă bucur că ai acceptat provocarea asta. Dar sunt curios cum s-a văzut de la tine experiența asta. Uite, experiența a fost minunată. Mie, sincer, mi-a plăcut extraordinar de mult. Îmi pare rău, extrem de rău că nu am mai rămas în concurs mai mult timp. Eu am plecat cu ideea că, știi, mama, tata, pa, mă duc câteva luni de zile, ne vedem când o fi. Când o fi, exact. N-a fost să fie, însă, da, e o experiență unică și n-am... E foarte grea, adică să nu ne înțelegem, e mult mai greu decât cum se vede la televizor. Da, chiar dacă a fost scurtă, ce s-a transformat în tine? Ce ai simțit? Cu ce ai venit de acolo? Cum ai... Sunt sigur că ai evoluat într-un anumit fel. Am evoluat. În primul și în primul rând am văzut că pot să și dorm pe jos, pe podea, pe lemn. Pe mine cel mai tare m-a impresionat la proba aia pentru imunitate. Când a stat în echilibru și când am văzut-o cât rezistă, mâine la un moment dat luase o poziție total nefirească pentru mine. Creierul meu nu putea să o perceapă. Deci... Da, acel a fost... Deci toată proba de imunitate a fost de fapt durata lui de 27 de minute. Am avut să luăm, știi, toate treptatele, prima, a doua, a treia, a patra, a cincea, apoi punem mâna sus, jos, pe cap și apoi ultima era în genoflexiune, da, pe care știi cum e să faci o genoflexiune, genoflexiune cred că după 27 de minute, făcând toate celelalte, am stat cred că o minut jumate, spune două. Spune fratele tău că eu știu că Xonia rupea sala înainte, crede-mă, da, tu știi ce, tu știi ce genoflexiune, ce... Dar nu mai e foarte tare, în poziția Xonia corectă. Hai că știm că ai un stil de viață foarte frumos. Cum ești după Survivor? Ești fără... Ce planuri ai de Valentine's Day? Că am zis de Valentine's Day, așa, cum e? Uite, de Valentine's Day ca pică când, de fapt? Luni. Nu contează, lunea viitoare, dar... Da, luni. Eu, sincer, am biletul de avion să plec acasă în Australia, să-mi văd părinții și fratii meu, pentru că nu le-am văzut timp de 2 ani de zile. Wow. Și o să, chiar de Valentine's Day, ajung acasă și va fi foarte frumos să... Un cadou pentru iubitul tău să nu te mai vadă. Care iubit? N-ai iubit? Nu. Păi știam că ai iubit, noi ultima oară când ne-am văzut ai... Ultima oară, dar de atunci cât timp a trecut? Două luni am trecut, cât am? Ultima oară? Adică o lună și bani. Când ne-am văzut la studio? Nu ne-am văzut anul trecut. Păi la final de an ne-am văzut. Da, într-adevăr, doar că încă nu, adică atunci când ne-am văzut nu mai eram împreună, însă doar n-am făcut anunț. Păi și de ce v-ați despărțit? Că erați de ceva timp. Am fost de ceva timp, momentan am decis că e mai bine să rămânem prieteni, vom vedea pe viitor dacă se schimbă ceva, nu se schimbă, o să vă anunț. Nu știu mă eu asta cu prietenia între foști, la mine n-a funcționat, jur, deși a fost... Într-adevăr, nici mie nu mi-a funcționat până la fostul meu, cu care am fost 6 ani de zile împreună și am rămas prieteni. Acum vorbim despre Michael, ultimul iubit. Noi am fost prieteni foarte buni înainte să fim și să devenim un cuplu. Adică noi suntem foarte buni prieteni de 6-7-8 ani. De câți ani vă știați? Scuză-mă, 6-7 ani, doamne, ce vole. Da, de 9 ani, cred. De 9 ani de zile suntem prieteni și... Pentru noi, acum că am decis că e mai bine pentru noi să rămânem prieteni... Și ați revenit la stadiul de prieteni de exact. Deci n-a fost așa complicat, zici? Nu cred, cred că... Da, adică... pe nu degeaba zice lumea că mai bine rămâi prieteni decât în continuare, chiar am dat numărul lui de telefon dacă rămâneam în Survivor și primeam și un mesaj special de la o persoană iubită. Ți-ai plăcut să primești de la el? Păi da, am lăsat numărul lui de telefon. Chiar el a fost super încântat, că am tot vorbim, stai să am fiind prieten. Foarte încântat că merg la emisiunea Survivor și sincer chiar i-a părut rău că am plecat atât de
de repede din concurs. Să știi că și mie mi-a părut rău că ai plecat, fiindcă am văzut cât de mult îți doreai să fii acolo și poate alții nu-și doreau la fel de mult cât îți doreai tu. Foarte mult mi-am dorit. Așa a fost să fie eu. Evident. Consider că orice lucru se întâmplă în viață, se întâmplă cu un motiv, întotdeauna pentru mai bine. Orice schimbare este bine primită și sincer merg tot înainte cu Dumnezeu. Așa, am foarte mare încredere în El unde mă duce, pe ce cale eu acolo mă îndrept. Ești pregătită să te reîndrăgostești? Absolut, de ce nu? Adică nu e, vezi, eu trebuie să fiu deschisă pentru orice și oricine îmi aduce universul în viață. Ca așa dacă stau și zic nu sunt, că nu vreau, că nu știu ce, apoi lucrurile nu se leg și nu se întâmplă sau nu vedem niște lucruri frumoase care se poate întâmpla în viață. Păi hai să definim un pic chestia asta cu adusul universului în viață. Hai. Adică ce trebuie să aibă bărbatul ideal pentru tine, Sonia? Cam cum ar trebui să fie el? Stai gata, puțin. Nu, ca să ne acum, adică ce mai ardem gazul de pămană aici, nu? Bărbatul ideal. Primul rând, nu există ideal, pentru că indiferent, în primul rând trebuie să fie chimie între cei doi persoane. Și dacă există chimie, apoi restul mi se pare că compromisul pe care trebuie să o faci într-o relație indiferent să vede atunci la momentul respectiv. Da, clar, chimie în primul și în primul rând. Și după ce trece chimia? Trebuie să fie respect între noi, trebuie să fie să ne apreciem, să fie iubire, evident. Astea sunt niște lucruri foarte importante pentru mine. Stabilitate emoțională, stabilitate... Să te susțină, să fie mereu alături absolut, de tine. Absolut, pentru în orice că situație. Nu oricine poate să facă față și exemplu, să fie susținător la carierei mele muzicale. Ce n-ai ierta într-o relație? Care ar fi greșelile fatale peste care n-ai putea trece? Mai bine întreabă direct, ce n-ai iertat minciunele, de te-ai minciunele, nu, că nu acum, nu vreau să intru acum în poveste despre Maico, pentru că nu mi-a greșit cu absolut nimic și nu vreau să se înțeleagă că eu acum vorbesc despre... Pur și simplu avem niște drumuri diferite în momentul de față. Poate ne vom reîntâlni la un moment dat, nu am de unde să știu, dar în momentul de față a fost cel mai bine și pentru mine și pentru el să facem acest decizie. Dar nu aș ierta minciunele. Minciunele nu-mi plac, eu nu mint de fel. Și minciunile mi se par foarte urâte, pentru că dacă nu avem încredere, nu avem această fundație într-o relație, nu văd că ar funcționa. Dar ești geloasă? Dacă sunt geloasă? Nu, sunt... bine, cred că cu toții suntem geloși până un anumit punct, ceea ce înseamnă, adică până într-un punct sănătos. Dacă trecem acel punct, nu e ok, și eu vorbesc despre acel punct, că nu sunt geloasă de la punct în care nu e ok. Dar sunt o fire care este foarte protectivă de familie, tot ce înseamnă familie. Așa că dacă, nu știu, văd ceva și nu-mi convine, nu există. Familia mea pentru mine înseamnă absolut totul. Dar care e cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o în dragoste? Dacă am făcut-o în dragoste? Mare, nu, cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o în... Păi eram pregătită să plec din țară, să mă mut într-o altă țară. Sincer spun, mie mi se pare... cel mai frumos lucru să iubești și să fii iubit. La fel mi se pare foarte important și tot ceea ce înseamnă familie. Și îmi doresc foarte mult lucrul ăsta, bineînțeles, la momentul când va fi, când a fost să fie acum. Așa că eu personal aș face orice pentru a fi alături de omul pe care îl iubesc și aș spera că și el ar face orice să fie alături și lângă mine. Ce tare. Sunt așa mai tradițională când vine vorba și mai asta old fashion când vine asta vorba despre iubire. Și potrivit la noi în România, că așa ne plac și nouă femeile. Da, dragilor, Sonia ne va cânta după publicitate, însă voi nu ratați ediția de astăzi, Survivor de la 20:30 pe Pro TV.